Bună ziua, dragilor! Din stațiunea Sărata Monteoru am plecat puțin la drum, vreo 8-9 km și am ajuns în Pietroasa. Dar unde credeți că am ajuns? Nu oriunde. Nu oriunde, clar, clar. Cred că sunteți foarte, foarte curioși să vă zic unde am ajuns. Uitați unde am ajuns. În stațiunea de cercetare, dezvoltare pentru vicultură și vinificație Pietroasa. La Crama. Și o să stăm de vorbă cu un reprezentant care să ne spună ce și cum. Da? Haideți să vedem. Ia uitați ce uși frumoase. Ce ceva mare. Nu poți să cuprind. Vezi cât e de mare? Bună ziua! Stăm de vorbă cu doamna Antonița Lina, sunt director de cercetare la stațiunea didactică de cercetare pentru agricultură și conicultură Pietroasa Istrița. Foarte frumos! Aș dori să ne spuneți câteva cuvinte sau un scurt istoric despre stațiunea aceasta. Istoria acestei unități a început acum 128 de ani și este prima stațiune de cercetare înființată în anul 1893 de acest domeniu. A fost înființată ca urmare a decimării plantațiilor viticole în palatul Filoxerei și atunci statul a găsit soluții pentru a reface viticultura României. Iar soluția a fost înființarea de pepiniere viticole care să producă material săritor și astfel să repornească viticultura din acea perioadă. Prima stațiune de acest fel s-a înființat aici la Pietroasele, un loc cred că binecuvântat de Dumnezeu pentru că există atât istorie, un patrimoniu cultural, natural, adică aici avem de toate. A pus mâna Dumnezeu aici și teroarul este foarte benefic pentru cultura vitelerie, pentru pomii. Câte hectare aveți aici în jur pe care nu le-ai strâns? Noi avem în cultură 100 de hectare, avem și plantație de pom fructifer, pepinieră conicolă, suntem din 2019 atât pe domeniul de viticultură, cât și domeniul de pom. Văd că aveți aici o pleiadă de sticle cu vin, arată foarte bine. Puteți să ne spuneți câteva cuvinte? Sigur că da. Noi avem în prezent două game de vinuri, Pietroasa Veche și Research Innovation. Sunt game care sunt pe piață și sunt adresate consumatorului atât, indiferent de o gamă mai largă. Ce soiuri aveți? Să de vie sau cum să-i spun eu? Nu mă prea pricep. Pietroasa și stațiunea general are trei tezauri. Un tezaur descoperit la Pietroasele și ne referim la Cușca Cucui de Aur, care până la descoperirea celui de la Tutankhamon a fost primul tezaur descoperit în lume, cel mai mare tezaur descoperit în lume. Al doilea tezaur este în sine stațiunea de cercetare care are un tezaur științific și zicem noi că al doilea tezaur domnesc românească este soiul care guvernează această zonă și este vinul care a obținut cel mai multe medalii de aur, indiferent de concurs, că a fost național sau internațional. Cămeasa românească din 1986 este cel mai premiat vin. Înseamnă că aveți sticle cu vin vechi de atunci. Da, avem o vinotecă cu
care este cel mai vechi vin care îl aveți în vinotecă? Cel mai vechi vin este din 1945, are o istorie, a fost salvat de către cei care lucrau aici de armata rusă, ascunzând un butoi mic plin cu vin într-un butoi foarte mare și astfel s-a păstrat. Acel vin este îmbuteliat la sticlă și este doar ca și sunt 17 sticle, este și a participat la tot cu acela este doar face parte din partea unor stațiuni și nu este, nu se comercializează, este, face parte din istoria locului și îl păstrăm ca pe un bun al stațiunii și ai un bun național. Exact. Bănesc că ați participat la tot felul de expoziții, la concursuri. Da, participăm la toate expozițiile, la toate concursurile, pentru că trebuie să ne promovăm rodul muncii noastre și bineînțeles că punem atât știință, dar și pasiune ceea ce facem. Atât în obținerea vinurilor, un vin bun se pleacă din vie întotdeauna și atunci e un proces destul de complex. Absolut. Și atunci există o echipă întreagă care lucrează la a obține produse de calitate și anul acesta ați avut un rod bun, cum o să fie? Da, acesta este o producție bună. Chiar dacă anul a fost cu multe provocări din vedere al condițiilor climatice, dar este o producție bună, o calitate excepțională a strugurilor. Acum a avut condiții foarte favorabile de maturare a lor, de schimbarea zaharului, acidității. Sunt struguri de o calitate foarte, foarte bună. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile care mi le-ați dat. Mulțumim și eu că ați venit și ne-ați vizitat. Cu mare drag. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie. O să venim cu siguranță, pentru că noi mai avem de făcut trasee în țară și în străinătate și vom include și stațiunea dumneavoastră. Pentru prietenii noștri care vizionează acum acest material, puteți să le spuneți programul de vizitare? Programul de vizitare este între 7:30 până la ora 16. Noi avem și pachete turistice care se regăsesc pe site-ul comunității www.petroasaveche.ro. Avem și un magazin online dacă vor să ne cunoască produsele. Deci poate să vină, poate să viziteze și poate să și cumpere. În programele turistice avem și degustări, vizită cramă, poate să vină mai mult, dar să sune prealabil pentru a fi disponibil, în sensul să nu avem alți turiști care să nu se suprapună. O programare, da, să nu se suprapună cu alți turiști sau cu lucrările noastre în cramă, pentru că dacă noi suntem în proces de lucru, e greu să oprim, să facem pauze, da. Păi noi vom pune pe site, pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook și Instagram, inclusiv datele de contact, adresa de site și telefoanele, pentru ca să puteți fi sunați în prealabil. Dar vreau să mă întreb, aveți și cazare aici? Aveți posibilitate de cazare pentru turiști? Momentan lucrăm la acest lucru pentru cazare, dar sunt în zona noastră, sunt unități care pot oferi cazare pentru câteva persoane. Da. Dar putem imposibil așa de a dormi în zonă. Sunt și Serata Moteului e foarte aproape. Sunt unități de cazare chiar și Petroasele, și la 10 km de Petroasele spre Buzău, cu mâncare foarte bună și cu mâncare tradițională sănătoasă și tradițională în zona Buzăului, cu produsele specifice. Și bineînțeles, mâncarea poate fi asociată cu vinurile de Petroasa, pentru că
este firesc și da. Ne bucurăm tare mult că ați fost atât de amabilă și ne-ați acordat acest scurt interviu, dar venim cu rugămintea să ne vedem și data viitoare ca să putem să punctăm anumite lucruri care acum nu s-au putut spune. Sigur că mulțumim. Da. Mulțumim! 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 Să vizitați și Crama și Vinoteca. Din păcate acum suntem în campania de vinificare și sunt traseele de în proces de vinificație și este mai greu să mergem. Așa vom face, așa vom face negreșit. Vă mulțumim încă o dată. La revedere! Dragi prieteni, nu uitați, când treceți prin zonă, treceți pe la Buzău, Sărata Munteoru, Pietroasa, așa că puteți să vă opriți aici, să beți un pahar de vin, să faceți o degustare, o masă bună, așa că nu ratați ocazia. La revedere! La revedere! Faci cu nenea, vin? Nimez. Ei, înainte vreme nu se nimă. Și vedem minunățile. Am ajuns la momentul în care ne luăm la revedere. Am fost foarte impresionat și mulțumim gazdelor pentru frumoasa primire și frumoasa prezentare. Deci, eu împreună cu soția mea, Cornelia. Eu împreună cu soțul meu, Matei. Ne luăm la revedere. Da, trebuie să ne luăm la revedere, că vine ploaia. Dar de ce am zis așa? Hai familia să... de viță își ia la revedere de la dumneavoastră. Dragi prieteni, am parafrazat pe cunoscuții noștri actor și mare enolog, domnul Cătălin și fratele Adrian Păduraru, pe care îi salutăm de aici, din zona viticolă, dealul mare, zona Buzăului, extraordinară. La revedere și bucurii. Ne vedem la episodul următor. Rămâneți cu trasee cu Schinteie. Matei și Cornelia. Da. Hai, da.